În contextul aderării României la spațiul Schengen, începând cu data de 31 martie 2024, a fost operaționalizat un nou sistem de verificare a documentelor de identitate. Aplicația EDAC va fi folosită de pe dispozitive mobile sau tablete de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, atât în activitățile curente, cât și în punctele de acces din instituție sau la ghișeele destinate publicului. Aplicația EDAC va fi folosită de structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru stabilirea identității persoanei și verificarea eventualelor mențiuni cu privire la aceasta. Aceasta este interfața aplicației înainte de a fi scanat documentul de identitate. Aplicația permite realizarea interogării în două moduri. Scanarea automată a documentelor de identitate, fie că vorbim de carte de identitate sau de pașaport, sau introducerea manuală a datelor de identitate. În situația în care persoana legitimată conduce un vehicul, pentru verificarea acestuia, se vor introduce manual datele solicitate de aplicație. Utilizând aceste dispozitive mobile, aplicația va compara datele prezentate cu cele existente în bazele de date și va afișa imediat informații relevante din punct de vedere al acțiunilor poliției necesare în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Totodată, polițiștii vor putea accesa în aplicație și fotografia persoanei verificate pentru a realiza o comparație cu aceasta. În cazul în care sunt constatate anumite probleme, persoana în cauză va fi condusă la sediul unității de poliție pentru verificări suplimentare și aplicarea prevederilor legale. Aceste verificări se realizau și până în prezent prin folosirea altor mijloace tehnice, respectiv stații TETRA. În urmă cu 3 zile, un cetățean olandez, care mai are de executat 190 de zile de arest pentru înșelăciune și pe numele căruia fusese emisă o alertă Schengen, a fost depistat de polițiștii din Galați cu ajutorul aplicației EDAC.